Așa arată gara municipiului Târgu Jiu. Pe lângă ferestrele ruginite și pereții decojiți, călătorii sunt nevoiți să aștepte trenul pe peron din cauza mirosului neplăcut. Deși pare greu de crezut, este adevărat. Gara municipiului Târgu Jiu își întâmpină călătorii cu mizerie și mirosuri greu de suportat. De ani de zile, stația CFR a devenit adăpostul oamenilor străzii și nimeni nu are ce să le facă. De timp de frig și pe asta, primarul care a luat acum, primarul de la ne-a adus și mâncare, ne-a adus mâncare caldă, când a fost frigul ăla, ceaiul ne-a adus. Cei care se ocupă de întreținerea gării spun că în fiecare dimineață se confruntă cu aceeași problemă. În urma boschetarilor rămâne o mizerie de nedescris. De dimineață găsiți aici mizerie? Da, mică, în fiecare dimineață la fel este, că-l făcurăm parcurile și... Urinează aici? Vă rog frumos. Da, urinează aici? Păi da, peste tot. Dacă primăria le-a dat voie să stea aici, ce să facem? Oamenii străzii recunosc cu seninătate că urinează în sălile de așteptare. Dacă alții fac prostii și n-ai ce să le faci și le spui... Urinează în gară. Păi da. Tot timpul te zbați cu probleme de ăștia și le spui să nu mai facă și ei tot fac. Vin din alte părți, nu de aici. Vin din alte orașe, din alte gări. Și mai rău este faptul că cercetătorii sunt încurajați chiar de autoritățile locale să doarmă în gară. În urmă cu o lună, viceprimarul Aurel Popescu le-a oferit și mâncare oamenilor străzii chiar în sala de așteptare. O mâncare caldă din partea noastră deocamdată și dacă temperaturile rămân în continuare așa, aveți mare grijă. Noi o să avem grijă să monitorizăm permanent locurile pe unde știm că mai sunt oameni. Mai sunt la Piața Mare. La Piața Mare, știm. Și la Piața Mare și în autocar o să mergem de aici și acolo. Da, și acolo. Da, să vedem pe unde mai găsim persoane fără adăpost. Chiar dacă gara nu este în subordinea primăriei, călătorii acuză autoritățile și spun că stația este o rușine și că ar trebui găsite soluții pentru reabilitarea acesteia. Păi mai trebuie și ea curățită, interiorul, exteriorul, dar banii, asta e baza, banii. Dar în democrație asta acum mai bine să dărâme decât să facă. E rău de cei care îi lasă aceea, de cei lasă. E casa Iris acolo care, bine, poate nu ar avea domiciliu, eu știu, stabil, nu știu ce să vă spun. Dar fac foarte rău, să știți, să strâng fel și fel de oameni de acolo... Da, bea, își fac nevoile, nu țin ordinea, nu țin... În octombrie 2011, gara din Târgu Jiu a fost inclusă într-un program de reabilitare alături de alte stații CFR din țară, aceasta nemai fiind reabilitată de zeci de ani. Anii au trecut, iar investiția nu a mai fost dusă la bun sfârșit. Valoarea proiectului prin care gara Târgu Jiu trebuia să fie modernizată se ridica la suma de peste 870.000 de euro. De atunci, Ministerul Transporturilor nu a mai dat niciun semn cu privire la fondurile pentru reabilitarea gării.